Salutare, iubitor de munte! Astăzi mergem pe vârful Bistricior, 1990 de metri, din munții Călimani. Am ajuns la mină, aici am parcat mașinile și încercăm să-i dăm înainte pe culme, pe Triunghi Roșu. Suntem un grup de 7 persoane și încercăm să facem tur astăzi spre vârful Bistricior. Aici e trupa cu care atacăm astăzi vârful Bistricior. Dorin, Lucian, Marius Greab, Dani, Cristina și Adrian aici în spate. 2 ore jumate, 3 ore până pe vârful Bistriciorul, 4,5 km până în Poiana Bistricior. Vom urca pe la refugiu, pe traseu clasic, cu alte cuvinte. Parcul Național Călimani. Noi suntem pe Triunghi Albastru. Am ajuns într-un punct de belvedere foarte frumos și privim spre Creasta Rodnei. De la Ineu, aici în partea dreaptă, până la Buhăiescu Petrosu, în partea stângă. Aici sunt măgurile din Brâgău și aici Călimanii. Privim aici spre depresiunea Colibița și lacul de acumulare Colibița. Aici în depărtare se vede și Țibleșul. Am ajuns la refugiu, aici este și baza Salvamont de sub Bistriciorul. Suntem la refugiu Salvamont, vreme extraordinară. Lume bună astăzi aici la refugiu, la Salvamont. Foarte frumos și înăuntru. Arată. Părăsim refugiu Salvamont și înaintăm spre vârful Bistricior. Evităm căldarea pentru că sunt riscuri de avalanșă astăzi. Aici este Zurzul Gău. Ne apropiem de vârf, suntem la 50 de metri de vârful Bistricior. Salutare, băieții!
cam 30 de persoane astăzi aici pe vârf, pe vârful Bistriciorii. Așadar, munții Călimani fac parte din lațul vulcanic Oaș Călimani Harghitei. Sunt munți de origine vulcanică, formați în timpul erupțiilor neogene. Sunt forme interesante de origine vulcanică, conuri, resturi de cratere, platouri vulcanice. Cel mai înalt vârf este Petrosul Călimanilor, 2100. Tot acolo, în partea aceea, se află Zărățițișul Călimanilor, Călimanul Cerbului, Iezerul Călimanilor, Călimanului. Aici este Bistricior, 1990, de unde am rugat noi. Și aici, munții Rodnei, aici este zona cristalină a Carpaților Orientale. Țara Dornelor, mai departe Suhardu, Giumalău, Rarău, Petrosul Bistriței, Munții Bistriței. Deci ne aflăm pe vârful Strunior, 1963. Vârful Omul și munții Rodnei, Triadele, Rineu, de Petrosul. Superb să vede astăzi. Băieții sunt înainte. Suntem pe traseu tematic Via Maria Tereza. De acolo venim noi, de pe creasta asta, Zurzugău, Bistricior, Strunior, și am venit prin Poiana Dălvidanului. Suntem ajunși la intersecția Văii Corbului cu Valea Bistrița. Din acel punct, din acest loc, valea se numește Bistrița. Așadar, tura noastră se încheie aici. Grupul nepalezilor vă salută și vă spune pe curând!